Am văzut în episodul trecut că experiența religioasă, oricât de profund ar fi, nu-ți garantează înțelepciune pentru ziua de mâine. Este nevoie să întrebi pe Domnul. Este nevoie să -i stai, să stai alipit de El. Și episodul trecut l-am încheiat cu acea paralelă extraordinară între Rahav și Gabaoniți și noi înșine. Deși au intrat pe ușa din dos, deși au intrat în poporul lui Dumnezeu pe ușa din dos, atât Rahav cât și Gabaoniții au dat la schimb ceva valoros, libertatea pentru ceva infinit mai valoros. Atât Rahav cât și Gabaoniții au venit la Dumnezeul lui Israel ca niște păcătoși. Unul promiscu, altul mincinos. Atât Rahav cât și Gabaoniții și-au sacrificat alianțele păcătoase în care se aflau ca să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Și atât Rahav cât și Gabaoniții, după ce au primit scăparea, mântuirea, de mânia Dumnezeului Israel, au făcut istorie. Și această istorie continuă în episodul de astăzi. Haideți să ascultăm cuvântul Scripturii. Adonii Zedek, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua a pusese mâna pe Ai și o nimicise cu desăvârșire, că făcuse cetății Ai și împăratului ei, cum făcuse Ierihonului și împăratului lui, și că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel, și erau în mijlocul lor. Cei cinci împărați ai amuriților, împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului și împăratul Eglonului s-au adunat astfel și s-au suit împreună cu toate oștile lor. Au venit și au tăbărât lângă Gabaon și au început să lupte împotriva lui. Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua în tabăra din Gilgal: Nu părăsi pe ei, suete la noi în grabă, izbăvește-ne, dă-ne ajutor, căci toți împărații a moriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră. Iosua s-a suit din Gilgal, el și toți oamenii de război cu el și toți cei viteji. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme de ei căci îi dau în mâinile tale și nici unul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Gilgal. Domnul i-a pus în învălmășală dinaintea lui Israel și Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon. Iabin, împăratul Hațorului, auzind de toate aceste lucruri, a trimis soli la împărații din nord și a format o coaliție. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și cară în foarte mare număr. Toți împărații aceștia, a hotărât un loc de întâlnire și au venit de-au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Iosua: Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel. Cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc. Iosua, cu toți oamenii lui de război, au venit pe neașteptate peste ei, la apele Merom, și s-au năpustit în mijlocul lor. Domnul i-a dat în mâinile lui Israel. Ei i-au bătut și i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot Maim și până la Valea Mitspa la Răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Iosua le-a făcut cum îi spusese Domnul cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. Contextul în care apare scris textul acesta pe care tocmai l-am ascultat este unul interesant și este unul care ar trebui să ne încurajeze și în același timp să ne vorbească ceva. Amintiți-vă doar că în urmă cu câteva capitole, capitolul 1, Dumnezeu îl încurajează pe Iosua într-un mod extraordinar. Îi spune într-un singur capitol, în repetate rânduri, întărește-te și îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te. Și vă amintesc, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Textul acesta pe care l-am auzit este o împlinire este o împlinire a ceea ce am văzut în capitolul 1. Este o împlinire a promisiunii lui Dumnezeu. Din nou, așa de minunat este scos în evidență și aș vrea să ne gândim pe tot parcursul acestui, acestui mesaj. Să ne uităm la Dumnezeu ca la un Dumnezeu care se ține de cuvânt și să ne uităm ca la un Dumnezeu care luptă pentru poporul Său. Dumnezeu care luptă de partea oamenilor Săi, luptă de partea poporului Său. Apoi, dacă venim mai aproape de textul nostru, vă amintesc că ceea ce vom vedea în lupta de la Gabaon și ce vom vedea în lupta de la apele Merom, toată lupta aceasta, toată minunea aceasta pe care o face Dumnezeu, toată experiența aceasta extraordinară pe care oamenii aceștia a lui Dumnezeu o wow, au, se întâmplă pentru că niște oameni îmbrăcați prost, pentru că niște oameni cu vicleșug au venit în tabără la Iosua și au spus, suntem de departe. Avem nevoie de ajutor, noi vrem să facem pace cu voi. Și Iosua, fără vreo consultare cu Dumnezeu, fără vreun dialog cu Dumnezeu, ia hotărârea, facem pace cu voi. Așa că Adonii Țedec, auzind ce s-a întâmplat și ce au făcut gabauniții, a adunat alți patru împărați, a adunat alți patru împărați și au spus neapărat trebuie să nimicim gabaunul. Oamenii aceștia sunt mai puternici. Oamenii aceștia, din cauza legământului cu Israel, au devenit și mai puternici. Haideți să, să ne suim împotriva lor, să-i nimicim. Și asta fac. Și versetul 1 începe cu ceea ce numim coaliția împotriva Gabaonului, coaliția de Sud. Și oamenii aceștia, coaliția aceasta de cinci împărați, îi vedem cum se adună, îi vedem cum pun la cale și toată teama aceasta lor. O vedem în versetul 2, venea din faptul că Gabaonul era o cetate întărită, era o cetate puternică. Așa că fac coaliția aceasta și pornesc la luptă. Astfel, gabaoniții trimit să-l cheme pe Iosua în ajutor. Și ce se întâmplă este, este deosebit și am învățat săptămâna trecută, ce se întâmplă este deosebit pentru că omul lui Dumnezeu se ține de cuvânt. Iosua, observăm de la versetul 7 încolo, capitolul 10, versetul 7 încolo, Iosua pleacă la luptă și merge o aproape o noapte întreagă, face un efort extraordinar ca să se țină de cuvânt. Gabauniții trimit după Iosua, haide-și, ajută-ne și Iosua face un efort deosebit ca să meargă să se țină de cuvânt. Este extraordinar cum veți vedea și vom vedea împreună că în lupta aceasta Dumnezeu luptă de partea lor chiar dacă chiar dacă Iosua când făcuse legământ cu gabauniții nu îl întrebase pe Dumnezeu. El se ține de cuvânt, merge să ducă lupta aceasta care se dovedește la final a fi înspre folosul lor sau și înspre folosul lor, merge să ducă lupta aceasta ca să se țină de cuvânt, ca să împlinească cuvântul pe care l-a dat. Și este așa, de, este așa de fascinant cum Dumnezeu merge cu el, chiar dacă nu-l consultase deloc. Și Dumnezeu îl asigură, în versetul 8, începe lupta și vedem ceea ce înseamnă biruința de la Gabaun. Sunt primele versete care vorbește despre coaliție, despre împărații care s-au adunat, patru împărați cu Adonii dec, deci cinci împreună, se adună ca să meargă împotriva lui Iosua, să-l nimicească. Și ce vedem de la versetul 7 încolo este biruința de la Gabaon. Ce înseamnă asta este că oamenii pleacă împreună cu armatele lor, cu bărbații viteji, merg o noapte întreagă și aș vrea să vă întreb, aș vrea să vă pun o primă întrebare la care să ne gândim pe parcursul acestui mesaj. Când a fost ultima dată când ai făcut un efort ca să te ții de cuvânt? Ai promis ceva și zilele au trecut, poate că timpul a trecut și poate că ai uitat, dar a venit vremea să te ții de cuvânt și a fost nevoie să faci un efort. Ai făcut acel efort. Când a fost ultima dată? Când ai făcut un efort ca să te ții de cuvânt? În versetul 8, Dumnezeu îl asigură pe Iosua dinainte să înceapă lupta că va birui. Dumnezeu îi spune dinainte, Iosua, voi fi cu tine, biruința este la tine, o să câștigi, Iosua, voi merge cu tine. Acum gândiți-vă dumneavoastră care ar fi atitudinea pe care ați avea-o într-o luptă când veți merge să luptați, când veți încerca să vă țineți de cuvânt, atunci când ați promis ceva, care este atitudinea pe care o veți avea în luptele pe care le aveți de dus, în momentul în care știți din partea lui Dumnezeu, fi liniștit. Eu merg cu tine. Fi liniștit. Biruința poate fi câștigată. Fi liniștit. Eu lupt de partea ta. Care ar fi atitudinea pe care avea-o într-o asemenea luptă? Cum te-ai duce să lupți așa. Ai avut situații când ai plecat cu inima strânsă? Ai avut situații când ai intrat într-o luptă și ai fost frământat și te-ai gândit, nici n-am vorbit cu Dumnezeu, este și mult de mers, este și foarte grea lupta, mai bine renunț, chiar dacă mi-am dat cuvântul. Mai bine nu mă bag. Să știi că Dumnezeu, și aș vrea să ține minte pe parcursul mesajului, să știți că Dumnezeu luptă de partea noastră. Și ca dovadă, ce se întâmplă este că chiar în începutul bătăliei de la Gabon, textul Scripturii ne spune că i-a pus în învălmășală dinaintea lor. Acum, dacă am încercat să înțelegem un pic mai bine cuvântul acesta, am putea spune că Dumnezeu a făcut să-i cuprindă teama. Dumnezeu a băgat frica în ei. A început lupta de la Gabaon, Iosua cu oamenii lui vitej au început să lupte acolo, așa că împărații cu armatele lor au început să fie în teamă, au început să-i cuprindă teama și au fugit. Au luat-o la fugă dinainte lui Israel. Dumnezeu i-a pus în învălmășală și și aceasta, și și aceasta este o promisiune pe care Dumnezeu o face în trecut și se împlinește acum. Și vă citesc din Exod capitolul 23, Versetul 27. Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei merge. Observați, voi pune pe fugă toate popoarele la care vei merge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. A fost promisiunea lui Dumnezeu, care se împlinește acum. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Așa că, ce se întâmplă este că armatele fug împărații și iau oamenii se regrupează și fug. Și în timp ce fug, Scriptura consemnează că au căzut peste ei niște pietre mari. Au căzut niște pietre mari. Cel mai probabil că vorbim despre grindină. Și este foarte interesant de observat, noi am avut dezbaterea aceasta și la grup, este foarte interesant de observat că în timp ce fugeau de la Bethoron, dacă vă veți uita Putem vorbi despre două orașe, Bethoronul de sus și Bethoronul de jos. În timp ce oamenii fugeau de la Bethoronul de sus spre Bethoronul de jos, printr-o uh, strâmtoare, Dumnezeu a făcut să cadă peste ei niște pietre mari. A căzut grindină peste ei. Și Scriptura consemnează foarte clar că cei uciși de Dumnezeu cu pietrele, din, cu pietrele acestea mari au fost mai mulți decât cei uciși de poporul Israel. De oameni cu sabia. Grind din aceasta a fost un semn pe care Dumnezeu l-a trimis ca oamenii să înțeleagă, ca poporul să înțeleagă și în mijlocul luptei să le trimite un semn să peceapă Eu lupt pentru voi. Vă trimit un semn în mijlocul luptei că lupt pentru voi. Care este semnul pe care Ți-l trimite Dumnezeu Țin în mijlocul luptei, eu lupt pentru tine. I-am făcut să dea bir cu fugiții dinaintea ta. Și în mijlocul luptei îți mai dau un semn, ca să înțelegi că mă țin de cuvânt, ca să înțelegi că lupta este câștigabilă dacă stai acolo și ești ascultător și te ții de cuvânt. Apoi, Oamenii aceștia, textul continuă, și cei care scapă au fugit spre Azeca și Macheda, două cetăți bine întărite. Și aici se întâmplă. Aici este apogeul textului. Aici se întâmplă un lucru extraordinar. Dacă ar fi să traducem cumva versetul acesta, să încercăm să-l explicăm sau să-l cităm ca să fie mai pe înțelesul nostru, ca să înțelegem despre ce este vorba, am spune așa. Iosua a vorbit soarelui în prezența Domnului. Repet, Iosua a vorbit soarelui în prezența Domnului. Oprește-te soare asupra gabaonului și tu lună asupra văii aialonului. Ce înseamnă asta? Ce cum s-a petrecut concret? Cum înțeleg eu, cum înțelegem noi concret experiența aceasta? Înțelegem că și încercați să o puneți în zilele noastre și gândiți-vă că dumneavoastră aveți de rezolvat o problemă foarte importantă. Și te duce să stai la coadă la ghișeie, dar este prea complicat este prea mult, îți ia prea mult timp ca să faci asta și ai încercat să faci cumva să eviți. Așa că cunoști pe patronul de la instituția respectivă și îl sun să-l întrebi dacă poate veni cu tine. Și mergeți împreună la ghișeu, tu cu patronul, și spui doamnei de acolo care servește sau care trebuie să-ți dea actele, tu îi spui doamnei în prezența patronului, îi spui am nevoie de hârtiile pentru cutare sau cutare sau cutare situație. Și doamna de la ghișeu sau domnul de la ghișeu, văzând că tu ești cu patronul, te ascultă, te bagă și în față. Ce a făcut Iosua a fost că el avea prezența lui Dumnezeu cu el. Relația lui cu Dumnezeu era una strânsă. Era una de ascultare, era una de credincioșie, era una de luptăm împreună, era una de Dumnezeu este credincios, eu sunt credincios era o relație strânsă. Din cauza acestei relații, relația aceasta strânsă, Iosua în prezența lui Dumnezeu, cu Dumnezeu lângă el, spune soarelui, oprește-te soare asupra gabaonului și tu lună asupra văii ai alonului. Aș vrea doar să vă amintesc și doar să vă provoc să vă gândiți încă o dată Cine este acela care luptă pentru noi? Cine este Dumnezeul în prezența căruia tu te afli? Aș vrea să vă readuceți aminte cine este Dumnezeul sau cine este Tatăl tău, ca să o facem mai personală. Amintește-ți atunci când te rogi, amintește-ți atunci, când cer ceva, amintește-ți cine este Tatăl tău. Iosua s-a rugat și lucrurile s-au întâmplat. Noi știm astăzi și înțelegem că soarele de fapt nu s-a oprit, că s-a oprit pământul. Pentru că pământul se învârte în jurul soarelui. Dar s-a întâmplat un lucru extraordinar, un lucru miraculos, când s-a rugat acest om al lui Dumnezeu. La ce v-ați fi gândit dacă ați fi fost unul dintre cei care locuiați în celelalte popoare? Dacă erați la câmp și ați fi muncit? Dacă erați oriunde și ați fi făcut orice altceva? La ce v-ați fi gândit când ați văzut că nu se mai face noapte? La ce v-ați fi gândit când ați văzut că tot munciți, tot munciți, tot munciți și nu se mai termină? Binecuvântarea pe care noi o avem astăzi este că putem să ne gândim că mâna lui Dumnezeu a intervenit în istorie și s-a întâmplat un lucru miraculos, un lucru supranatural, extraordinar, pentru că omului Dumnezeu se roagă, Iosua cere, Iosua spune și Dumnezeu împlinește. De ce această rugăciune? De ce era nevoie de asta? De ce să te rogi să se oprească soarele? De ce să nu se facă întuneric? Care era problema? Nu mai putem lupta? Iosua, văzând că oamenii fug, văzând că vrăjmașii lui fug, a înțeles că dacă se face întuneric, reușesc să scape și se vor regrupa cu armatele lor. Așa că, dacă voia să nu se întâmple asta, trebuia să se întâmple ceva. Și lui Iosua i-a venit o idee. Ce-ar fi să mă rog, Doamne, oprește Tu soarele, ca să putem să îi batem, ca să avem zi, ca să putem să-i înconjurăm și putem, să putem să câștigăm lupta aceasta. Aș vrea să vă întreb, când ați fost în încercare sau când ați fost în diferite lupte pe care le aveți și pe care le duceți, care a fost cea mai măreață idee de rugăciune care v-a venit vreodată? Mai concret, aș vrea să vă întreb care a fost cel mai mare lucru pe care l-ați cerut vreodată lui Dumnezeu. Ce ați îndrăznit cel mai mult să cereți? Și după ce vă gândiți la asta, întrebați-vă dacă ați primit sau nu. Te-ai fi așteptat ca Iosua să se roage, Doamne ajută-ne să fim mai rapizi. Doamne ajută-i să se rătăcească. Doamne ajută-i să nu ajungă în cetățile acelea ca să-i prindem. Doamne fă ceva, dar nu te-ai fi așteptat ca Iosua să se roage și să ceară, Doamne oprește soarele ca să ne rezolvăm problema ca să putem să-i Și a avut curaj să ceară lucruri mari de la Dumnezeu în luptele pe care le-a dus. Tu ai curaj să ceri lucruri de la Dumnezeu în luptele pe care le duci. Și ce ceri de la Dumnezeu? Cum sunt rugăciunile noastre? Sunt rugăciunile acelea mici, sărace? Sunt rugăciunile acelea lipsite de putere? Sunt rugăciunile acelea pline de teamă și de sfială? Parcă, parcă mai bine nu-ți vine să te rogi, mai bine rezolvi tu că parcă te-ai descurcat mai bine? Sau ai curaj să-i ceri lucruri mari lui Dumnezeu? Vă amintesc, un om care cere lucruri mari din partea lui Dumnezeu este un om care are o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Iosua, când se roagă, este conștient ce cere și este în prezența lui Dumnezeu. Și are curaj să facă o astfel de rugăciune câștigarea bătăliei, Iosua a ajuns, soarele s-a oprit, i-a nimicit pe toți, s-a întâmplat minunea, s-a întâmplat lucrul extraordinar și câștigarea bătăliei este o dovadă a faptului că Iosua a fost ascultător. Și cartea dreptului nu s-a îndepărtat de gura lui. Știți că Dumnezeu îi spune, voi fi cu tine în capitolul 1, îți voi da piruință. Nimeni, mi se pare extraordinar, nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Dar, cartea aceasta alege să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Și ce se întâmplă aici este o dovadă a faptului că Iosua este ascultător. Și cartea aceasta sau cartea aceea a legii nu s-a îndepărtat de gura lui. Observați că este important prezența Domnului, relația pe care o ai cu el să fie una bună, dar este important să fii ascultător ca să poți să ceri. Când Dumnezeu îți spune ție să faci ceva, fă! Când Dumnezeu te trimite undeva, du-te! Când Dumnezeu zice este nevoie să faci așa și așa și așa, fă așa! Pentru că va veni vremea când vei avea tu nevoie să-i spui, Doamne, fă ceva pentru mine! Și Dumnezeu va fi nevoie să se uite la tine și să spună eu când am avut nevoie să faci ceva pentru mine, ai făcut. Ascultarea a jucat un rol deosebit de important în textul acesta. Apoi, mergând mai departe, în versetul 24, se întâmplă un lucru extraordinar și este foarte interesant că Iosua îi scoate pe împărați, evenimentele curg, împărații se ascund într-o peșteră, cei cinci reușesc să scape, se ascund într-o peșteră, oamenii pun un bolovan mare acolo și Iosua, Iosua le zice, ține acolo până când vă voi spune o să-i scoateți. Vine vremea să-i scoată afară, îi scot pe împărați, îi aduc înaintea lui Israel și suntem în versetul 24 din capitolul 10, când se întâmplă un lucru extraordinar și îi pune pe toți jos și cheamă pe oameni și le spune, puneți-vă picioarele pe grumajilor sau pe gâtul lor. De ce asta? De ce se face așa? Ce mi se pare foarte important și o lecție de viață pentru noi este că Iosua nu ține victoria numai pentru el. Ar fi putut zice, dați piatra la o parte, ar fi intrat înăuntru și i-ar fi, fi omorât el singur pe toți. Dar ce face este că vine și îi pune în fața poporului pe toți împărații, le arată, ăștia sunt oamenii, puneți-vă picioarele pe gâturile lor, voi fiecare dintre voi. Asta înseamnă, victoria este colectivă. Noi împărțim victoria cu voi. Iosua nu și-a asumat meritele pentru victoria asta. Nu a spus, eu sunt împăratul, eu sunt biruitor, eu sunt cel mai puternic, eu sunt deosebit, eu sunt Iosua. El nu face asta. Împarte victoria cu ceilalți. Și prin faptul că împarte victoria cu ceilalți, îi încurajează. Imaginați-vă imaginați, -vă, imaginați -vă cum au luptat oamenii aceștia bătăliile celelalte. Și urmează în capitolul 12 o listă întreagă de bătălii și de cetăți pe care Iosua le-a cucerit împreună cu poporul. Cum credeți că au luptat oamenii aceștia, viteji al lui Iosua, cum credeți că au dus acele bătălii după ce au plecat de la evenimentul în care își puseseră picioarele pe gâturile împăraților? Care credeți că a fost atitudinea lor? Cum credeți că au stat cu capul sus în luptă? Cum ai luptat tu dacă ai vedea că Dumnezeu îți promite și că Dumnezeu îți dă victorie și merge cu tine, cum, ai, cum, ai, cum te-ai raporta la următoarea bătălie? Ține minte! Bătăliile de astăzi și victoriile de astăzi sunt importante pentru luptele pe care le duci mâine. De ce? Pentru că dacă astăzi ai avut biruință dacă astăzi ai fost curajos și dacă astăzi Dumnezeu a fost cu tine și dacă astăzi ți-a dat biruința extraordinară, mâine vei avea nevoie să știi Dumnezeu a fost cu mine ieri. Asta te va încuraja, asta te va întări, asta te va îmbărbăta. De aceea, nu uita biruințele pe care ți le dă Dumnezeu astăzi. Vei avea nevoie de ele mâine. Vei avea nevoie să te bizuiești pe ele, vei avea nevoie să te legi de ele în luptele pe care le vei avea. Nu uita biruințele pe care ți le dă Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce numim campania sudică. A fost coaliția împotriva Israelului, oamenii s-au adunat, împărații au pornit împotriva Gabaonului, Iosua a venit cu oamenii lui, au nimicit Gabaonul, a fost biruința de la Gabaon și mergem mai departe și în capitolul 11 se întâmplă câteva lucruri extraordinare și versetele acestea ce urmează pot fi considerate o succintă cronică de război și trebuie privite și mulțumim că avem o hartă în față pentru a vedea efortul făcut de popor în biruințele acestea pe care le duc, dar mai ales pentru a vedea puterea lui Dumnezeu. Capitolul 11 este o demonstrație de putere pe care o avem evidențiat în textul nostru. De acum încolo este clară ideea când Dumnezeu luptă pentru noi, nimeni nu poate să stea împotrivă. Este o bătălie pe care oamenii și poporul o duce despre care aș vrea să știu mai multe mi-aș dori să știu mai multe. S-au adunat la apele Mermon și sunt curios ce s-a întâmplat, aș vrea să știu mai mult. Scriptura ne descrie acolo că au venit și au fost ca nisipul de pe țărmul mării, a fost o armată extraordinară, o, mulți, mulți oameni s-au adunat acolo. Și Dumnezeu vine la Iosua și din nou, cu, același, cu aceeași atitudine, Dumnezeu se apropie de el și îi spune, nu te teme de ei, mâine îi voi da bătuți înaintea ta. Și și parcă vrea să știi mai multe, dar cum s-a întâmplat? Cum se poate să fi biruit atât? S Au fost mult prea mulți. Au fost mult prea mulți pentru o mână de oameni ca să bată atâția. Ce este interesant este că dacă veți citi versetul 7 din capitolul 11, Dumnezeu le asigură biruința și Dumnezeu le spune cum să meargă și ce să facă. Este foarte interesant că Dumnezeu se implică inclusiv, și asta am văzut pe, pe tot parcursul celor 10 capitole, că Dumnezeu se implică inclusiv în a le face strategia de luptă. Și este un lucru extraordinar, să-l vezi pe Dumnezeu cum intervine și le face strategia și ce se întâmplă a doua zi dimineața, ce se întâmplă în următorul timp, este că vin, că vine Iosua cu poporul, intră în mijlocul lor și îi nimicește pe toți. Și concluzia este că i-au nimicit pe toți. Concluzia este că i-a bătut pe toți. Și m-aș întreba, așa simplu, atâta? A venit, i-a luat prin mijloc, i-a bătut pe toți și gata? Atâta? Ce este important aici, nu este neapărat important cum s-a dus Iosua și pe unde s-a dus. Este important că Dumnezeu lupta pentru ei. Și că așa au putut să câștige și victoria aceasta. Avem descrise aici următoarele versete, fiecare cetate pe rând, cum a mers, cum a piruit o împreună cu împărații ei și vorbim despre campania sau coaliția nordică. Este așa de important să te gândești. Puneți întrebarea, când l-a rugat ultima dată pe Dumnezeu să-ți facă strategia de luptă? A avut o bătălie de dus, ai avut o luptă, ai avut o încercare, ai avut o frământare. Când l-ai rugat ultima dată pe Dumnezeu să-ți facă El strategia de luptă? Doamne, cum să merg? Doamne, pe unde să mă duc? Cum să, cum să apuc încercarea asta? Cum să apuc situația asta dificilă? Pe unde să o iau? Atenție, nu te crede prea înțelept, dar nici nu te desconsidera prea tare. Este partea pe care o face Dumnezeu, este partea pe care o face el, dar este partea pe care o faci tu. Dumnezeu este credincios și face partea lui, dar tu trebuie să fii credincios și ascultător și să-ți faci partea ta. Nu contează cât de mulți ar fi vrăjmașii, nu contează cât de grea ar fi situația. Se dovedește foarte clar în textul acesta că Dumnezeu se ține de cuvânt, indiferent cât de mulți ar fi vrăjmașii. Și aș vrea să privim capitolele acestea două. Să le privim ca pe o misiune. De fapt, să privim toate capitolele de până aici ca pe o misiune pe care poporul a avut-o. Poporul a avut o misiune clară din partea lui Dumnezeu. În contextul acesta, și este foarte important, în contextul acesta în care ei au înțeles misiunea pe care le-o dă Dumnezeu, în contextul acesta vine binecuvântarea lui Dumnezeu. În contextul acesta vine împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. În contextul acesta vine o crotire lui Dumnezeu. Acum, cum o punem asta în contextul nostru? Încercați să vă gândiți care este misiunea, care este scopul, care este sensul pe care îl ai în viață, care este misiunea pe care ți o dă ție Dumnezeu. Ai grijă. În contextul în care cauți să-ți îndeplinești cu credincioșie și să fii ascultător, în contextul acesta în care cauți să împlinești misiunea la care te cheamă Dumnezeu, în contextul acesta poți experimenta binecuvântările Lui. Oamenii luptau luptele acestea deci Dumnezeu le -a spus, așa. și Dumnezeu le-a spus, faceți așa, și-au luptat, și-au ascultat. Și aici Dumnezeu îi binecuvintează. Dacă erau lângă, dacă erau în altă parte, lucrurile puteau deveni foarte complicate. S-ar putea că te rogi de mult timp, Doamne, Vrem să vedem binecuvântările tale în viața noastră, în familia noastră. Vrem să vedem binecuvântările tale la servici. Vrem să vedem binecuvântările tale în biserica noastră. Vrem să te vedem. Și parcă nu se întâmplă nimic. Și te rogi și mâine și poimine și te tot rogi. Și parcă nu se întâmplă nimic. S-ar putea, s-ar putea că ai nevoie de o pauză să verifici unde sunt comisiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu cumva sunt de mult pe lângă și mă rog și Dumnezeu se așteaptă să vină înapoi aici, ca să mă binecuvinteze aici. Nu cumva Dumnezeu mă așteaptă mai întâi să mă pocăiesc și să mă întorc înapoi? Decât să stau să rătăcesc pe alte căi și să tot aștept și să nu se întâmple nimic? Apoi, aș vrea să mai menționez un singur verset în capitolul 6 se întâmplă un lucru interesant și Dumnezeu le cere așa, cailor să le tai venele picioarelor și carele lor să le arzi în foc. De ce? Acum noi ne-am pus întrebarea asta la grup și am încercat să o întoarcem pe toate părțile să vedem ce ar putea însemna. Ce este foarte evident dintr-o primă aruncare de privire peste text, este foarte evident că atât cai cât și carele reprezentau forță militară. Dacă aveai cai, puteai să lupți altfel. Dacă aveai și care, deja problema se punea cu totul altfel. Cai și carele reprezentau forță militară. Așa că Dumnezeu le spune încă de la început, aveți grijă, cailor să le tăiați venele, carele să le ardeți în foc, adică să le nimiciți, cu alte cuvinte. Făcând asta nu veți fi tentați, nu veți fi tentați să spuneți, mai au rămas și care, au rămas și cai. Asta reprezintă forță militară. De ce să nu le luăm pentru noi? Mai avem o grămadă de bătălii de dus. De ce să nu luăm noi și cai și carele? Pentru că reprezintă forță militară. Ne vor ajuta în luptele pe care le avem de dus. Și practic, misiunea lui Dumnezeu o facem. De ce să nu le luăm? Și de aici, versetul, psalmul 20, versetul 7. Unii se bizuiesc pe cailor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe Domnul. Când ai pe ce să pui mâna, hai să iau carul ăsta, reprezintă forță, o să fiu tare. Hai să mă urc pe calul ăsta dacă tot a rămas, mă duc, că voi fi biruitor. Ce ne spune textul este, Iosua, nimiciți tot, distrugeți tot, Biruința voastră și puterea voastră stă în faptul că Dumnezeu este cu voi. Forța noastră militară ce ne ajută să mergem mai departe și să biruim este faptul că Dumnezeu este cu noi, nu caii noștri și nu carele noastre. Gândiți-vă care sunt caii și carele acelea pe care încă vă mai bazați. Care sunt carele acelea în care încă ne mai urcăm noi, pe care nu le-am nimicit. Le avem ca și scăpare, aștept, aștept, tot aștept. Doamne, am așteptat destul. Dacă nu se rezolvă, eu am un car la îndemână. Dacă mă urc în el și dacă voi fi biruitor așa, dacă încerc să mă descurc. Nu uita, Dumnezeu, nu un om, va lupta pentru tine. Și în final, aș vrea să vă Citesc o porțiune de text pe care am găsit-o și care vorbește despre textul nostru. Unul dintre cercetătorii importanți de la NASA a făcut următoarea declarație. Și este, vorbim despre Harold Hill, președintele motorului companiei Curtis din Baltimore, a, cons a consultat în cadrul programelor spațiale anumite lucruri despre astre și-a ajuns la următoarea concluzie. Unul dintre cele mai uimitoare lucruri pe care le are Dumnezeu, spune el, pentru noi, s-a întâmplat astăzi astronauților noștri și oamenilor de știință de la Greenbelt, Maryland. Când oamenii de știință inspectau poziția mai multor obiecte spațiale, inclusiv a Soarelui, a Lunii și a Planetelor, în 100 și 1000, de ani. Acest lucru este făcut regulat pentru a preveni ciognirea sateliților noștri cu orbitele planetelor. Orbitele trebuiau determinate din timp, astfel încât proiectele spațiale să nu le întrerupă cursul. În timpul unor calcule făcute pe calculator, un semnal de alarmă a pus totul pe pauză, însemnând că ceva este greșit, fie cu datele introduse, fie cu rezultatele. După intervenția departamentului nostru tehnic de service, oamenii de știință au concluzionat că undeva în spațiu o zi lipsea în timpul trecut. Cum a văzut el toată asta, s-a întâmplat un lucru uimitor. Dumnezeu ne conștientizează că evenimentele întâmplate în trecut, sunt adevărate. Uitați-vă cum se uită cei din jur. Uitați-vă cum s-a uitat omul acesta, cum s a uitat cercetătorii la evenimentul acesta și stă ca mărturie și astăzi pentru o întreagă lume că la un moment dat Dumnezeu în istorie a intervenit miraculos, a luptat pentru oamenii lui și ideea de acolo a fost, când Dumnezeu luptă pentru noi, nimeni nu poate să stea împotriva. Amin.